Să continuăm să ascultăm cuvântul Sfintelor Scripturi, care în dimineața aceasta dorește să ne sfințească și să ne pregătească pentru întâlnirea cu Domnul Iisus, pentru marea și glorioasă zi a întâlnirii cu Domnul Iisus. Și iată, astăzi, cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, primele 13 versete, un pasaj foarte bine cunoscut de noi toți. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu cel, cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Amin, vă invit să reocupați locurile. Frați și surori, iubiți credincioși, doresc din toată inima ca Dumnezeu să așeze pe inima noastră dorința de a ne sfinți și de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos în toate zilele vieții noastre. Iată-ne așadar, acum, înaintea acestui cuvânt pe care Domnul ne l-a pus pe inimă pentru dimineața aceasta, un cuvânt pe care noi îl știm foarte bine. Majoritatea dintre noi îl cunoaștem foarte bine și m-am frământat foarte mult. Dacă este oportun pentru noi, ca și biserică, ca și comunitate locală, să împărtășim din cuvântul lui Dumnezeu care constă în fundamentele, dacă vreți, fundamentele creștine. Lucrurile de bază din creștinism. Vă mărturisesc că, deși m-am luptat cu gândul acesta, am ajuns la concluzia, cred că Duhul Sfânt m-a cercetat, că noi credincioșii, cei care ne-am pocăit de ani mulți, avem, dacă vreți, cunoaștere despre Cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne reîmprospătăm cuvântul acesta. Iar cei care sunt în adunările noastre, cei care vin din urmă, cei care formează o generație nouă, tinerii bisericii, au nevoie să o audă. Au nevoie să se alipească strâns de Cuvântul lui Dumnezeu, nu de practici omenești, nu de ce ne-au învățat bătrânii, nu de ce ne spun cei din ziua de astăzi, nu ceea ce ne spune o biserică sau alta, ci vrem să fim atașați de Cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul Iisus, în dimineața aceasta, să mă ajute să aduc un cuvânt pentru poporul lui Dumnezeu despre nașterea din nou. E un cuvânt așa de vehiculat, o expresie așa de des folosită, încât trecem peste ea cu mare grăbire și nu căutăm în esența ei. De ce este nevoie de lucrul acesta? Ce a spus Domnul Iisus oamenilor? Ce a spus Domnul Iisus celor care aveau religie? Ce a spus Domnul Iisus celor învățați cu cuvântul lui Dumnezeu? Și apoi ne vom uita pe rând în mai multe texte din Sfânta Scriptură. Este impresionant că
Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, Noul Testament în mod special, abundă, dacă vreți, de texte și de pasaje despre nașterea din nou. Să știți că despre nașterea aceasta din nou n-a vorbit doar Domnul Iisus, a vorbit Iacov, a vorbit Pavel, a vorbit Petru, a vorbit Ioan, în două rânduri, și în Evanghelie, și în Epistolă, a vorbit Domnul Iisus. Deci cel puțin cinci mari, dacă vreți, oameni care au trăit pe pământul nostru, și îl includem pe Domnul Iisus Hristos, omul Iisus Hristos, a vorbit despre nevoia nașterii din nou. Aș vrea să privim împreună peste câteva texte, dar vom observa, sau aș vrea să observăm, ce nu este nașterea din nou în primul rând. Și apoi să vorbim ce este nașterea din nou. Ce nu este nașterea din nou? Ne vom uita peste cuvântul acesta, ne vom folosi de el, de textele acestea. Și vom vrea să pătrundem în adâncimea tainelor cuvântului lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni ne întreabă și pe noi, și zic, domnule, eu m-aș pocăi, dar care e religia cea mai bună? Și să știți că foarte mulți dintre noi ne încurcăm la răspunsuri de felul ăsta. Domnule, vină pe la noi, mergi pe la baptiști, pe la creștini după Evanghelie, ăștia sunt cei mai buni. Ai vreo problemă? Păi uite, am asta. Păi lasă-te de băut, lasă-te de fumat și le întindem lista și în restul, Domnul cu tine. Și la asta ne mai pricepem. Cu listele, cu ce să facă, cu ce să nu facă, pe la care biserică să vină, cu asta le putem pune cap la cap. Când e vorba să venim la cuvântul lui Dumnezeu și să-i spunem omului că Domnul Iisus Hristos a făcut următoarea afirmație. Dacă nu se naște cineva din nou, nu poate nici vedea împărăția lui Dumnezeu și nu poate intra nici în ea. Auziți ce afirmație face omul acesta Nicodim? Și vom vedea cine a fost omul acesta. În primul rând, ce nu este împărăția lui Dumnezeu și ce nu este nașterea din nou? Nașterea din nou, mai precis. Auziți ce zice Nicodim, omul acesta care vine la Domnul Iisus Hristos noaptea. Versetul 2 din pasajul citit. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și Domnul Iisus putea să-i spună, prietenește, să-l bată pe umere, să-i spune, stimate domn, ai ajuns la o concluzie corectă. E adevărat, eu vin de la Dumnezeu și ceea ce fac eu, minunile care mă însoțesc, dovedesc faptul că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt trimisul, sunt Mesia, sunt unsul cel pe care Dumnezeu l-a trimis. Domnul Iisus nu i-a spus așa. I-a retezat-o foarte scurt. L-a oprit imediat. Nu avea timp să divagheze cu povestiri. S-a spus nu. Vreau să subliniez în primul rând că nașterea din nou nu înseamnă să-ți dai seama despre cine este Domnul Iisus, despre cum este El, lucrările Lui, minunile Lui, puterea Lui, existența Lui. Nu asta înseamnă să fii născut din nou. Știți ce spune Iacov la un moment dat? Despre cine mai crede? În Iacov ne spune Scriptura că și spunea Iacov lucrul acesta celor care îl ascultau următoarele cuvinte. Capitolul 2, versetul 17. Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moarte în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credință și eu am faptele mele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară, se tem, se sperie. Știu că va veni o zi a judecății. Știu. Dar asta nu înseamnă că dacă cineva este conștient de prezența lui Dumnezeu, este conștient că Domnul Iisus e Fiul lui Dumnezeu și nu face nimic și nu se lasă transformat de El,
Asta nu înseamnă naștere din nou. Cine îl conștientizează pe Hristos, știe puterea Lui, lucrările Lui, minunile Lui, nu înseamnă că este născut din nou, chiar dacă el cunoaște Scriptura. Auziți ce zice Nicodim? Învățătorule, știm că ești un om venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face lucrările pe care le faci tu, minunile care le faci. Nu se poate să fie un om să facă minunile și lucrările pe care le faci tu și să nu vină de la Dumnezeu. Și îl spune, Nicodim, e adevărat, bine ai zis. Domnul Iisus nu-i spune, nu-i dă răspuns în direcția asta. Așadar, nașterea din nou nu înseamnă asta. Al doilea lucru despre care aș vrea să subliniez, ce nu înseamnă nașterea din nou? În al doilea aspect, auziți ce zice Scriptura despre Nicodim. Că Nicodim era un fariseu și a citit fratele Lucian aici despre fariseul care s-a întâlnit cu vameșul la templu. Și Nicodim era un fruntaș al fariseilor, un om de frunte, dacă vreți, un reper al societății lui Israel. Era așa da, era un așa da pentru cei din generația lui. Era, dacă vreți, o formă de emulație pentru generația tânără. Rabinii tineri care predau celor tineri, spunea, vedeți, îl vedeți pe Nicodim, așa trebuie să ajungeți ca el. Așa trebuie să ajungeți o persoană venerabilă ca el, un om care știe Scriptura. Știți că era o practică. Fariseii trebuia să învețe Pentateuhul, cele 5 cărți ale lui Moise. Și era o practică în familiile lor. Se recita și se memora Pentateuhul. Auziți ce spune la un moment dat Apostolul Pavel? În Filipeni, cred că în capitolul 3, spunea el, în ce privește legea, eu am ajuns, știți cum a ajuns Pavel? În ce privește păstrarea legii și ținerea ei, a ajuns neprihănit, desăvârșit. Cu alte cuvinte, a fost între primii, era între fruntașii fariseilor. Ăștia posteau, auziți cât postea ăsta care s-a dus la templu? Și nu știu dacă era dintre fruntași. Ăsta care se ducea la templu postea de 2 ori pe săptămână, dădea zecioală, nu ca să se supere conducerea sau nu, făcea rugăciuni, făcea milostenii, făcea băile ritualice, făcea tot ce spune legea, absolut tot. Era, dacă vreți, un factor de opinie, era, dacă vreți, o persoană după care alții se uitau și o apreciau și se gândeau, așa vrem să ajungem și noi. Cu toate acestea, auziți ce zice Scriptura, că a venit la Domnul Iisus noaptea. A venit că s-a simțit așa cum era, dar nu pricepea taina lui Dumnezeu. Și ce înseamnă să te naști din nou? Aș vrea în al doilea rând să subliniez că nașterea din nou nu este o nouă religie, o nouă denominație. O zis, învățătorule, știm că ești venit de la Dumnezeu. Ai cumva o altă învățătură, ai o învățătură nouă? Este o religie mai bună ca noastră? Eu sunt așa. Și Domnul Iisus se oprește și a zis, trebuie să te naști din nou. Trebuie să te naști din nou. Cu alte cuvinte, nașterea din nou nu este o altă religie, nu este o altă învățătură nouă, nu este o denominație nouă pe care să o urmăm. Ei aveau o învățătură a lor și nu erau gata să o părăsească. Dar ce trebuie să știm, frați și surori, e că religia, și dacă o să vă întrebe și ne întreabă cineva care religie e mai bună, unele sunt mai bune decât altele, dar Domnul Iisus a spus că nici una nu mântuiește. Religiile nu mântuiesc, au slova cu ele, au cuvântul, dar n-au viață. Auziți în încheierea predicii de pe munte despre care fratele Lucian a făcut citire astăzi, în capitolul 7, Domnul Iisus Hristos spunea niște cuvinte extrem de importante, și anume faptul că oamenii caută o cale largă
și o poartă largă pe care să intre. Și Scriptura ne spune că mulțimile acestea vor avea un moment în care vor regreta alegerile lor. Și aș vrea să ne uităm în Matei, capitolul 7, să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre lucrarea aceasta. Iată-ne așadar, versetul 13 și 14. Intrați pe poarta cea strântă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Câți de mulți? Mulți, a zis Domnul Iisus. Oamenii ăștia au religie, dar sunt mulți. Oamenii gândesc că religia lor îi va mântui. Și Domnul Iisus a spus, dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Puțini sunt cei ce o află. Dar de ce? Pentru că oamenii iubesc religia. Iubesc să facă slujbe, iubesc să urmeze modele. Auziți alte două versete, versetul 21 și 22. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, nici de cum nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrători, voi toți care ați lucrat fără de lege, ce trist! Mulți îți vor zice în ziua aceea, vor fi mulți, Doamne, da, noi am frecventat bisericile, am făcut slujbe, am lucrat pentru biserică. Și Domnul să zică, nu vă cunosc pentru că ați lucrat fără de lege. Foarte interesant, n-aș vrea să fie cuvântul de astăzi o descurajare pentru nimeni, dar aș vrea să fie un semnal serios de alarmă și o meditare profundă în dreptul vieții fiecăruia dintre noi. Așa spune Domnul Iisus, că sunt mulți cei care au și îmbrățișează o religie, dar ea n-are viață. Care e religia cea mai bună? Nu știu. Nu mi-am făcut ca scop să verific care este cea mai bună. Religiile de regulă îmbracă pe oameni în moralitate, învață să facă binele, învață să fie bun cu semenii lor, dar n-au viață. Viața o dă unul singur, cel care este viața și adevărul și calea către cer, mărit să fie numele Lui. Ce nu mai este nașterea din nou? Am spus că ea nu este o nouă religie, ea nu este, dacă vreți, o recunoaștere a faptului că Hristosul este Cel care lucrează și face minuni și face semne, nu? Ce nu mai este nașterea din nou, și aș vrea să subliniez, că nașterea din nou nu este o cosmetizare, o moralizare a omului vechi, adamic, cu păcatele lui. Știți, cei care ați făcut școală și ați trăit mai mult în perioada anilor de dinainte de Revoluție, vă aduceți aminte de elevi, cei care ați fost la școală, de amprenta pe care vreau să o pună ideologii vremii în mințile noastre, și anume că societatea comunistă voia să facă omul nou, omul nou. Nu știu cât de nou a ajuns, dar tot eșafodajul ăsta s-a prăbușit și a ajuns o rușine, pentru că cei care se împotrivesc lui Dumnezeu și vor să se pună alături cu Dumnezeu vor rămâne de rușine. Și nu s-a putut, pentru că nu se poate. Cine vrea să cosmetizeze pe Adam cel vechi, nu-l poate, decât așa pe aici, pe acolo, să-l coloreze, să-i dea altă nuanță, dar el tot mort este, tot în păcat este, tot în fără de lege este. Așadar, nașterea din nou nu este un fel de venire la biserică, lasă-te și tu de țigară, mai ține-te și tu de adunare, mai vină și tu cu frații, mai vine și tu câteodată la rugăciune, mai vină și tu la repetiție de cor, mai fii și tu ca ceilalți. Asta nu este.
Asta nu este naștere din nou. Pentru că Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, capitolul 5, cu 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Cu alte cuvinte, frați și surori, omul cel vechi nu mai are nicio legătură cu omul cel nou. Așadar, nașterea din nou nu este cosmetizarea omului vechi, nu este moralizarea lui, nu este trecerea lui printr-un set de nu-uri sau da-uri, aducerea lui la biserică, botezarea lui chiar și înscrierea într-un registru, într-o biserică. Nu asta este nașterea din nou. Dar aș vrea împreună să ne uităm ce este de fapt nașterea din nou. Frați și surori, cuvântul pe care Domnul ne-l dă în dimineața aceasta și prin care Domnul îl aduce înaintea lui Nicodim, îl pune în încurcătură și pe Nicodim, un învățător al legii. Unul care știa mai bine decât foarte mulți dintre noi pasaje întregi din Scriptură. Postea săptămânal. Venea să se închine lui Dumnezeu la sinagogă cu regularitate. Nu lipsea de acolo. Își lua toată familia. În casa lui era o disciplină de fier. Toată lumea urma regulile stricte a religiei iudaice. Făceau milostenie. Făceau bine. Erau vorbiți de bine. Dar nu erau născuți din nou. Adică nu puteau să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și auziți ce zice Scriptura? Nicodim a zis, cum se poate naște un om bătrân, poate să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis. Nu te mira că ți-am zis. Știți că dacă la oameni le vorbim despre naștere din nou, la oamenii care merg la biserică, la oamenii care sunt credincioși, se țin de biserică, sunt foarte buni ortodoxi, foarte buni baptiști, foarte buni benticostali, așa, după registrele și temele noastre pe care le livrăm câteodată fără să gândim prea mult, fără să simțim inima lui Dumnezeu. Ăștia sunt foarte buni. Dar dacă nu sunt născuți din nou, nu vor putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nu te mira, auziți? Lucrul ăsta a produs mirare în viața învățătorului legii, în viața lui Nicodim, în viața multor oameni care poate vin la biserici și vin regulat la biserică. Și le spui, tu ești născut din nou? Și eu spune, da, eu vin la biserică. Păi eu mă spovedesc, eu mă împărtășesc, eu mă rog. Frații mei, nașterea din nou este mai mult decât toate acestea. Cine naște din nou? Haideți să ne uităm peste câteva texte pe care le-am scos din Sfânta Scriptură și pe care noi le predăm la catecheze, le spunem la cei care vor să se boteze. Ni le spunem nouă, le spunem celor din jurul nostru. Auziți ce a zis, ce zice cuvântul lui Dumnezeu, ce spune Ioan? Vă rog să observați împreună cu mine Ioan capitolul 1, versetul 12 și 13. Auziți ce zice? Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și ce zice mai departe? Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Nașterea din nou înseamnă născut din Dumnezeu. Născut din Dumnezeu. În al doilea pasaj pe care vreau să-l subliniez. 1 Petru, capitolul 1, versetul 22 și 23. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frate neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima.
fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viață. Deci cei care am fost născuți, cei care suntem născuți, și vreau să cred că toată adunarea de aici suntem născuți din nou, frați și surori, noi am fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Nu ne-am născut noi, nu ne-am făcut noi mai buni, nu, ci noi am fost născuți din cuvântul lui Dumnezeu. Un alt pasaj pe care aș vrea să îl aduc în atenția noastră: cine a rânduit sau cine ne-a ales pe noi? Și dacă ar trebui să ne uităm cu atenție fiecare la noi, de ce sorțul mântuirii a căzut peste noi? De ce ne-a ales Dumnezeu pe noi? Am fost mai buni? Mai deștepți? Mai frumoși? Ce? Ce i-a atras lui Dumnezeu atenția înspre noi? De ce Dumnezeu ne-a ales pe noi și nu sunt alții în locul nostru? De ce? Auziți de ce? Iacov 1 cu 18 aș vrea să citim împreună. El, de bună voia lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului. El, de bună voia lui. Dacă lucrarea asta a căzut peste tine și peste mine, asta se datorează harului lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Nu că am fost eu mai bun, mai deștept, mai dintr-un neam mare, ci pentru că El, Iisus Hristos, de bună voia Lui, m-a ales pe mine și te-a ales și pe tine, slăvit să fie Domnul. Ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui, adică cei din tâi, primii, din toată creația lui Dumnezeu, noi, credincioșii Lui, care credem în El, suntem un fel de pârgă a făpturilor Lui, slăvit să fie Domnul. Și un alt pasaj pe care ar vrea să-l citim, Tit 3 cu 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, slăvit să fie Domnul. Dacă suntem aici și suntem în harul Lui, este că îndurarea Lui ne-a urmărit pe fiecare dintre noi, numele Lui să fie slăvit. Auziți, pentru îndurarea Lui, prin spălarea, ăsta e mecanismul. Nu, de fapt, nu pentru că am făcut fapte bune, nu pentru că am fost neprihăniți, nu pentru că s-a întâmplat altceva în viața noastră, ci pentru că noi am fost spălați prin nașterea din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Așadar, frați și surori, nu noi ne-am ales, ci El ne-a ales pe noi. Nașterea din nou înseamnă viață din Dumnezeu, viață din Iisus Hristos. Și voi ați fost născuți din sămânța aceasta, care nu poate putrezi, care nu este stricăcioasă, care nu este perimată. Și când viața lui Iisus Hristos a intrat în noi, noi am fost transformați. Am auzit expresii și aud foarte des expresii de felul acesta. Și în mărturii video și audio, am fost salvat la 12 ani. Dar nu m-am întors la Domnul, am rătăcit, am avut o perioadă nefastă, neagră, tulburată. Chiar așa? Chiar ai fost salvat? Ce înseamnă să fii salvat? Dacă întreb pe cineva, și am găsit scris într-una dintre mărturiile pe care le-am citit, nu rețin, a venit un om la un predicator, la un pastor, și a zis: domnule pastor, după ce mă întorc la Dumnezeu, după câtă vreme trebuie să aduc roade și să fiu lumină? Și a zis: te rog să aprinzi o lumânare. Și după ce ai aprins-o, după câte zile aștept să capeți lumină de la ea? Păi aștept imediat. Așa e și cu nașterea din nou și cu întoarcerea la Hristos. Dacă ai fost născut din nou, dacă te-ai întors la Hristos, tu trebuie să luminezi. Viața lui Hristos din tine trebuie să se vadă. Știți ce înseamnă de fapt naștere din nou? Înseamnă o altoire în Hristos. O mutare din omul cel vechi în Hristos, care este viața cea veșnică, slăvit să fie Domnul. Auziți?
Aș vrea să citesc Coloseni 1:27, te rog să afișezi, David. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, 27, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în noi, fraților, dacă suntem noi neschimbați sau dacă suntem noi doar așa transformați după mintea noastră, am rămas în ceea ce este vechi și stricăcios. Dar dacă e Hristos în noi, El este nădejdea slavei, pentru că Hristos a schimbat lucrurile. Și tot Coloseni 3, versetul 3 și 4, auziți ce zice Apostolul Pavel? Căci voi ați murit. Care sunt ăștia voi? A murit vreunul de aici dintre noi? Căci voi ați murit. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dar noi am murit? Nu, n-am murit încă, nu? Auziți, când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Adică viața asta, nașterea asta din nou, este viața lui Hristos transplantată în noi. Viața lui Hristos adusă în noi. Când se va arăta Hristos, atunci ne vom arăta și noi cu El în slavă. Dacă noi cu adevărat am murit, dacă cu adevărat am murit, dar dacă n-am murit și noi mai trăim, trăim în trupul acesta și trăim în faptele noastre cele vechi, venind în continuare, făcând poate slujbe, făcând poate milostenie, cum făcea și Nicodim, dar nenăscuți din nou, nu vom putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Este un avertisment foarte serios pentru oamenii religioși. Nu este pentru oamenii necunoscători de Dumnezeu. Avertismentul pe care Domnul îl dă lui Nicodim este un avertisment lumii religioase. Lumii care se ține de biserică, lumii care cunoaște, dacă vreți, biserica, cunoaște Scriptura, cunoaște ce se întâmplă în sânul bisericii, cunoaște și are vocabular bisericesc, dar nu e născută din nou. Domnul Iisus a spus: dacă nu vă nașteți din nou, nu veți intra și nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim născuți din nou. Viața lui Hristos să curgă din noi spre alții. Când noi am fost născuți din nou, când Hristos, de bună voia Lui, ne-a născut din această sămânță care nu poate putrezi și care este Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne-a născut din nou, ne-a regenerat, ne-a dat viață de la El, ea trebuie să curgă spre alții, ea trebuie să se vadă. Și ceea ce dă biruința asupra lumii este credința voastră. Cine este născut din nou, biruiește lumea și păcatul. Așa spune Ioan în 1 Ioan. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Nașterea din nou, așadar, este o transformare a omului vechi completă și radicală. La această naștere din nou, noi nu contribuim. Nașterea din nou este lucrarea Duhului Sfânt în viața omului. Nu noi ne facem mai buni ca să fim născuți din nou, ci El aduce viață din El. Aduce viață din Dumnezeu în noi. Și vei spune, frate, dar atunci noi nu trebuie să facem nimic. Asta este partea noastră, asta este altceva. Asta după ce am fost născuți din nou. Și nu vreau acum să ierarhizez ce înseamnă să pui temelia de faptele moarte, credința, pocăința, nașterea din nou. Nașterea din nou este lucrarea Duhului Sfânt. Noi trebuie să-L chemăm pe Domnul Iisus în viața noastră și să-I spunem: Doamne Iisuse, intră în viața mea. Schimbă-mi gândirea, schimbă-mi simțirile, trăirea. Fă-mă să gândesc cum gândești Tu. Transformă-mă într-un chip după chipul Tău, ca să pot răspândi în jurul meu miriasma împărăției Tale. Asta i-a spus Domnul Iisus lui Nicodim. Nicodime, tu trebuie să te naști din nou. Doamne, dar cum să mă nasc? Și Domnul i-a spus, trebuie să te naști din apă și din Duh. Sigur, asta este lucrarea acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Cuvântul produce naștere din nou,
Cuvântul produce înnoire la nivelul minții tale. Mi-aduc aminte aici de unul dintre frați, nu este prezent aici în adunare, el a trăit în anii copilăriei experiența bisericii de la vremea aceea, din anii poate 40-50, și s-a întors la bătrânețe la Domnul. Eram la catecheză și parcurgea scripturile, parcurgea mesajul pe care îl înregistra în scris și la un moment am întrebat, frate, dumneata ai venit aici de ceva timp, de câteva luni, în copilărie ai fost în biserică, dar anii, viața te-au dus departe și eu zic adevărat. Există vreo schimbare de când dumneata vii la biserică, de când te-ai intersectat cu cuvântul lui Dumnezeu, de când Scriptura începe să-ți vorbească ceva s-a întâmplat? Și eu zic, frate, foarte interesant, ceva a început să se schimbe la nivelul minții. Când mă mai supăram, mai scăpam câte o vorbă nepotrivită din gură. Acum, chiar dacă mă supăr, întâi stau și mă gândesc și mă liniștesc. Apoi, vorbirea curentă, vorbirea de fiecare zi a început să se schimbe după cuvântul pe care îl citesc. Încep să-i, dacă mă întâlnesc cu un om, cu un prieten mai vechi, încep să-i spun un cuvânt de binecuvântare, încep să-mi transform vorbirea după ceea ce citesc. Și m-am dat seama că asta este foarte important, frate și surori. Să ne lăsăm altoiți în altoiul, în măslinul care este Hristos, slăvit să fie Domnul. Orice altoire e un proces care doare, dacă vreți, pe pomul vechi. Trebuie să tunzi tot ce este verde, tot coronamentul, să-l dai jos și să pui acolo una sau două sau trei sau patru fire dintr-un alt pom de altă natură și de altă viță și de viță nobilă. Și știți ce se întâmplă? Știți ce se întâmplă? În scurt timp, pomul alimentează ramurile noi și prinde viață un pom nou, dar de o altă natură. E adevărat că în jos de acele noi ramuri apar lăstare, despre care Apostolul Pavel spune, lăstare de amărăciune. Ăia trebuie rupt și curățat pomul repede, pentru ca toată seva și toată puterea să se ducă înspre noile ramuri. Și noile ramuri, noi nu dăm plătim mult preț. A, cine e asta? A, s-o pocăie. Tot așa e, hainele alea le are, tot acolo lucrează. Dar Hristos și Dumnezeu pune valoare pe caracterul omului, pe inima omului, pe ceea ce lucrează El, pe ceea ce gândește El, pe ceea ce are în inima Lui, cum se raportează la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Hristos vede dacă este viața Lui în viața omului. Noi putem pe frați, pe păstori, pe unii, pe alții să-i mai păcălim, să-i mai ducem cu vorba și cu imaginea. Dar înaintea lui Dumnezeu nu putem. Hristos știe cei ce sunt al lui Hristos Iisus și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei și duc o viață fără prihană. Asta nu înseamnă că nu vom mai avea alunecări, cădere, accidente. Nu asta ne spune Scriptura, dar ne spune că cei care sunt al lui Hristos au biruit moartea, lumea și păcatul. Și spune aici Domnul Iisus, când se va arăta Hristos, cu alte cuvinte, viața voastră, Hristos viața voastră, când se va arăta El, înseamnă că nici moartea nu poate să suprime viața asta care vine din Hristos. Ea rămâne în noi, odată îmbrăcați în Hristos. Rămânem, dacă suntem credincioși, rămânem în viața aceasta, chiar dacă gustăm moartea vremelnică, chiar dacă ne despărțim de cei dragi din jurul nostru, viața lui Hristos se duce, vine împreună cu noi. Noi nu mai suntem ai lumii acesteia, ci noi suntem al lui Hristos. Și când se va arăta Hristos, cei ce sunt al lui Hristos, care au adormit în Hristos, se vor ridica să fie cu Hristos pentru eternitate, slăvit să fie Domnul. De aceea nu trebuie să ne fie frică de moarte. Spunea Domnul Iisus să nu vă fie frică de cei ce pot să ucidă trupul, dar nu au nicio putere asupra sufletului, ci temeți-vă de cei care pot să ucidă și trupul și să arunce sufletul în ghienă. De aia trebuie să ne temem și ăsta este Dumnezeu. De El trebuie să ne temem. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, dincolo de ce am vrut eu să vă spun. Să înțelegem, frați și surori, iubiți ascultători,
că nașterea din nou nu este o opțiune. Nu este dacă s-ar putea, ar fi bine să te naști din nou, ci nașterea din nou este un trebuie, este singura condiție care ne permite accesul în Împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem, să primim cu inima, să înțelegem cu inima și cu mintea și cu ființa întreagă, cu Duhul, cu sufletul și cu trupul, să înțelegem că Dumnezeu ne vrea pentru El cu gelozie și ne așteaptă să împlinim cuvântul Său. Și cine este al lui Hristos? Este o făptură nouă. El n-are nevoie împins de la spate, n-are nevoie chemat la rugăciune, n-are nevoie să îi spui să dea zecioială, să facă fapte bune. El, din El izvorăște viața lui Hristos. Slăvit să fie Domnul. Facă Domnul ca fiecare dintre noi să avem viața care este din abundență, căci El a venit, zice Scriptura, ca oile mele să aibă viață și să o aibă din viață din belșug. O viață de experiență cu Hristos, o viață care să se răsfrângă pentru cei, peste cei din jurul nostru, care să aducă și la rândul ei înviorare, să aducă mântuire în jurul nostru, să aducă, dacă vreți, să răspândească în jurul nostru viața care este în Hristos. Și văzându-ne așa, oamenii se vor întoarce la Domnul. Doamne, îmbracă-ne cu harul acesta, ajută-ne să lăsăm ca Duhul Sfânt al Tău prin noi să lucreze ce este plăcut ție. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi și într-un mod, dintre cele mai posibile, într-un mod foarte serios, cât putem noi de serios să privim spre Domnul și spre noi înșine. Doamne, am fost eu născut din nou sau printr-o conjunctură am ajuns în mijlocul adunării? Doamne, dacă este așa, transformă-mi gândirea, schimbă-mi viața, naște-mă din nou și El o va face. El o va face pentru că El este milostiv și îndurător și naște din nou nu pe cei frumoși, buni sau deștepți, ci pe cei care îl caută. Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Trebuie să te naști din nou. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Vă invit să ne ridicăm în picioare și într-o rugăciune de mulțumire să aducem Domnului închinare și laudă pentru ziua de astăzi. Amin.